Bine, v-am regăsit. Avem un set așa foarte simpatic de burghie de la Dewalt, HSS-G sunt astea. Am rămas foarte impresionat de clipul pe care l-a făcut David de la Technic Tools cu aceste burghie, atât că el l-a făcut și va prezenta mai mult setul de burghie HSS-G cu cobalt. Foarte scump setul ăla, n-am avut cum să mă ating de așa ceva, însă tot ceva pe acolo am procurat setul ăsta de burghie de la Dewalt pentru că am vrut să mă conving și eu cât sunt de bune, de rapide, comparativ cu ce mai folosesc eu, ăștia de la Bosch pe care am în setul ăsta de aici și mai am pe ăștia de la Wolfcraft care sunt tot HSSG. Ăștia de la Bosch sunt HSS normal. Din câte nu scrie pe cutie, m-am tot uitat, dar am căutat pe internet, nu e foarte scump setul ăsta, costă undeva la, cred că 80 de lei în Dedeman și pe alte magazine. Hai să vorbim despre setul ăsta. Vine așa în cutia asta galbenă, simpatică, cum o vedeți și voi. Sunt 28 de burghie înăuntru. Lucru care nu-mi place este că se deschide destul de greu. Și asta totuși e bine pentru că poate vine ăla mic pe aici prin atelier și ca să nu se accidenteze, hai să le dau cumva așa ca să vedeți și voi. 28 de piese sunt acolo, dar nu o să le țin așa pentru că o să mă cadă. Hai să vedem cum să fac să le vedeți și voi. Tot caut să mă încadrez aici. Bun. Ce e mișto la setul ăsta, uite ce frumos se dau într-o parte aceste organizatoare și ai un acces foarte bun la aceste burghie. Deci încep de la 1, asta este de 1, nici nu-l cuprinde mașina mea de găurit. 1, 1,5 sunt din jumătate în jumătate până la 13. Astea mai mari, începând de la, stai să vedem, începând de la ce diametru în sus, începând de aici de la 4,8, vedeți că au și pregăurire. Să încerc să vă arăt la cameră dacă reușesc. Deci au și acest vârf pregăuritor. Centrează foarte bine burghiul și te ajută să dai gaura și mai repede. Dacă vă uitați, coada este de asemenea în acest format triunghiular. Are trei laturi teșite care te ajută să-l fixezi foarte bine în mandrină și n-are cum să mai patineze de acolo. Sunt făcute în Germania, scrie și pe ele, aceste burghie. Bun, deci am spus să până la 13 în diametru și îmi plac foarte mult cum se scot de acolo. Mă gândesc totuși că piciorușele alea de plastic de acolo puteau să le facă un pic mai scurte. Ei le-au făcut așa ca să nu cumva să se răstoarne cutia. Dar un pic deranjant atunci când le deschizi, că ating de masa respectivă. În orice caz, foarte, foarte ușor de scos de acolo și de folosit. Deci cam așa arată. Hai să-l și culc un pic. Să se vadă și mai bine. Bun, foarte simplu și foarte mișto aceste burghie, abia aștept să le și testez. Acum, pe mine personal, astea mă interesează în mod special, dar așa, pentru frumusețea clipului, o să testez, adică o să testez. Astea le-am mai testat, știu cum sunt, ca să vedeți și voi. Facem, de exemplu, niște diferențe de rapiditate, da? Cât de repede pot să găuresc cu unul de ăsta, cât de repede pot să găuresc cu unul de ăsta și fiindcă tot le-am și pe astea de la Wolfcraft, o să le folosim și pe astea. Hai să vedem, la Wolfcraft aici am până la 6,5, așa că o să iau unul de aici de la Wolfcraft de 6,5, adică cel mai mare care este în acest set. Îl punem pe ăsta deoparte, luăm și de la Bosch. Dacă mai am de 6,5, ba da, ăla chiar nu l-am folosit niciodată. Astea din jumate în jumate destul de rar le folosesc și în general îți trebuie destul de rar. Așa,
Și luăm și de aici de 6,5, care este, unde este? Ăsta de aici, da? 6,5. Ăsta deja are vârful ăsta. Bun. Hai să le punem pe astea deoparte. Le dăm aici să nu ne încurcăm de ele. Cam astea sunt cele trei pe care vreau eu să le testez. În principiu, ăsta de la Wolfcraft cu ăla de la Bosch seamănă ca formă. Deci ăsta am spus HSIG, ăsta tot G, dar cu pregăuritor. Iar ăsta este HSS simplu, scrie și pe el aici, HSS. Nu înțeleg de ce e așa colorat. Ar putea să aibă ceva peliculă de titan, dar nu cred la banii ăștia. Și dacă l-aveau, sau dacă puneau ceva titan pe el, cred că s-ar fi lăudat pe cutie, ar fi scris acolo. Dar aici nu scrie. Nu scrie. Deci nu știu de ce are tenta asta așa de titan. În fine. Pronti. Hai să le fac totuși trei mici găurele. Pentru, în principal pentru alea de la Bosch și de la Wolfcraft. Hai să-i fac și la asta de la DeWalt, să nu zică nimeni că favorizez pe cineva. Hai să începem cu cel de la Wolfcraft. Folosesc DDF-44. Dacă reușesc să mă și încadrez în așa fel încât să vedeți și voi cumva. Hai să vedem pe treapta a doua. Găurire. 2, 3 și... Nu se dă normal la turațiile pe care le am eu, dar fac asta doar acum. În general nu fac chestia asta. Of, și abia curățasem în atelier Bosch acum, deci tot 6,5. Când dacă reușesc să nimeresc locul unde am puncta, da? Se vede, se vede. 2, 3 și... Sunt alea albe, tot HSG, care merg foarte, foarte bine. Astea maroce le-am luat eu la 80 de lei setul, nu prea am fost niciodată mulțumit de ele. Dacă aveam, am unul de 5 mm, dar dacă aveam de la Bosch HSS de 6,5 ca să avem același diametru, le probam. Sau, la sfârșit, probez cu ăla de 5 să vedem cum se descurcă. Și acum, DeWalt HSS G. Cele pe care vi le-am prezentat. Hai să vedem. 2, 3 și... Uite ce arcuri frumoase face. Uite. Arcuri. După asta poți să-ți dai seama cât de bine mănâncă din metal, cât de repede, da? Probăm și un Bosch de ăsta de 4 stele din 5, HSG. Să nu-l facem de râs, așa nu e frumos, da? Hai să-l probăm și pe ăsta. Hai că-l avem și pe David în clip. Tocmai m-a sunat. Ce zici, David? Mă auzi? Zi acum că te aud. Ce faci? Da, uite, editam un clip. Editai un clip? Băi, uite, eu sunt tamburghiile astea pe care mi le-ai tot băgat în cap de la DeWalt. Am dat, da bine, o să vezi un clip. Am dat prima dată cu Wolfcraft, am dat cu Bosch, am dat cu DeWalt și acum, ca să nu fac Bosch-ul de rușine, că m-am chinuit un pic la astea ce le-am eu în setul ăla, am zis că am un spiral de unde le-am pus. A, e în mașină. Un HSSG de la Bosch, de ăsta alb. Vreau să-l văd și pe ăsta cum merge. Ce zici? Nu, l-aveam. Stai că te pun acolo. Și... Nu, asta e de la DeWalt. Ți-a ajuns acum? Da.
Le-au ajuns. HSG sau Cobalt? HSG, nu, cobalt, nu, n-am avut. N-am avut cum să mă apropii de ele. Astea le folosesc profesioniștii ca tine. Bun, hai mă să găurim și pe ăsta. Hai să-l găurim și pe ăsta. Deci viteza a doua, găurire, 2, 3, 5. E, altă treabă cu Bosch HSG. Altă treabă. Altă treabă. Diferență mare între ele. Deci alea ce le-am eu e HSS normal. Astea sunt HSG. Habar nu am. Băi, m-am interesat un pic pe net. HSG înseamnă ground, nu știu cum. E vorba de procesul de fabricare, știi? Iar HSSR, High Speed Steel, role, nu știu cum. Cine înțelege engleză, așa. Dar e vorba de modul de fabricare, de cum sunt ele fabricate, de tehnică în special, știi? A materialului, a metalului, da. Bun, stai să pun și o pauză aici ca să închei, să fac o încheiere la clip. Ați văzut testele? Eu nu aveam niciun dubiu că astea o să găurească mai repede. Foarte impresionat de ele. Băi, îmi plac foarte mult astea, deci dacă nu le vedeam la David, nu m-ar fi interesat. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră despre ele, dacă vă plac și nu știu, ce aveți voi de comentat cu privire la acest test pe care l-am făcut. O să ne reauzim data viitoare. Până atunci, ca de obicei, să aveți mult chef de treabă și numai bine.